copiii caută culoare, fără strălucire. Cum era Crăciunul tău? Cât de colorat era el? Mi-aduc aminte, în primul rând, de bomboanele alea de brad în folie. Ce culoare aveau? Strălucitoare. La mine erau vișinii. Cu argintii. Dar le mâncam și băgam acolo un șervețel, ceva la... Iar cum a reacționat Namico când a venit Moș Nicolae? Pentru că nimic nu e întâmplător, fix de Moș Nicolae, pornind înspre ghetuțe, a făcut primii ei pași singură. Da, frumos, așa da, o să ne aducem aminte tot timpul că a mers pentru prima oară de Moș Nicolae înspre ghetuțe, ca un robotel așa. Știu pinguină, că îți sună, da, pinguin. Îți sună cunoscut, că și Andrei în aceeași etapă. Da. Și îți dai seama că a fost memorabil. Cred. Adică, de Crăciun pregătiți ceva special? Te-ai gândit la, nu știu, niște decorațiuni aparte sau că totuși e primul Crăciun cu un amicul sau al doilea? Da, e al doilea, dar din primul n-am înțeles mare lucru. Și nici atât. Nici atât. Ne întorseserăm din maternitate de câteva zile, așa că ăsta e primul Crăciun conștient fiind. Și dacă până acum împodobeam bradul destul de târziu, pentru că mereu ne găseam prinși cu alte activități și ne trezeam în ajun, că ne dorim foarte repede casa împodobită, să știi că de data asta am făcut bradul foarte devreme, pe 4 decembrie. Să ne bucurăm, să se bucure și ea și e la etapa aia când arată cu degetul înspre orice, știi, orice o interesează. Și de nu-mi arată bradul toată ziua, toată bună ziua, bradul. Exact, știu, mami, e bradul tău. Frumos, e, da. Trei instalații de pom le-am pus. Mai ai globuri din copilărie? Acum, de când cu Namico, într-adevăr, îmbogățim și mai rapid colecția, pentru că avem globuri de alea personalizate. Și noi avem cu nume. Da? Da. Cu nume, exact. Da. Cu numele ei și cu primul meu Crăciun anul trecut. Ce o să facem cu cadourile? Ce doreai când erai mică? Am primit cadou o găletușă cu gumă de mestecat, toate culorile. Și a fost Dumnezeu. Nu, a fost Dumnezeu cu pământ, crede-mă. Deci mâncam jumătate de gumă și pe cealaltă jumătate o ascundeam sub un bibelou, ca să-mi fac o bucurie și mai târziu. Care e primul cadou de Crăciun pe care ți-l amintești? Mi-aduc aminte că s-a agitat moșul. S-a agitat foarte tare până când printr-un prieten de familie cumva am dat o comandă specială și de foarte departe am primit un ursuleț de pluș pe care... cu mâna pe inimă, îți spun că l-am și astăzi în casă. Serios? Da, da, da. Mi-a marcat copilăria, am dormit cu el foarte, foarte mulți ani și uite ceva în genul ăsta vreau să-i ofer și eu lui. E foarte greu. E foarte greu pentru că Moș Crăciun acum vine cu cadouri, dar și bunicii vin cu cadouri, și vecinii vin cu cadouri, și nașii vin cu cadouri și, de fapt, datoria noastră de părinți în această perioadă este să facem ca acel moment să fie unic prin magia pe care o aduce, nu neapărat prin cadourile pe care le aduce, înțelegi? Adică, de fapt, asta mă preocupă cel mai tare acum. Tu ți-aduci aminte cu ce fluturi în stomac ne trezeam în dimineața de Crăciun? Bineînțeles, și era de fapt întâlnirea. Și era de fapt întâlnirea cu Moș Crăciun, nu atât cadourile pe care ni le aducea. Că, știi, nu, chiar dacă am trăit cu ideea asta, trebuie să fii cu minte ca să te aducă Moș Crăciun un cadou, n-aș merge atât departe, pentru că n-aș vrea ca ai mei copii să înțeleagă că trebuie să-mi ofere ceva la schimb pentru a primi ceva la schimb. Ce culori predomină la voi acasă? Albastru, roșu, desigur. Așa. Puțin negru din când în când. Are un erou preferat. Hai să vezi aici combinație. Deci avem așa galben. Da. Avem albastru. Și avem roșu. Ceva superb. Da. Roșu, galben și albastru. Acum îmi dau seama. Exact. Vezi, mă, ce copil naționalist am? Da. Când mă gândeam așa la, cumva la familia pe care o s-o am, imaginam niște momente idilice, cum desigur și sunt, dar ele acum sunt presărate și cu alte lucruri mai puțin idilice. Dar Crăciunul arăta cumva așa de poveste, totul era perfect, aranjat cromatic, aranjamentele erau puse exact acolo unde trebuie, îmbinarea lor era impecabilă și mi-am dat seama că acum, având copii, Crăciunul nostru a fost idilic, dar în alt sens, pentru că copiii caută culoare. Copiii vor strălucire, vor lucruri care să le atragă atenția. Și nu ai văzut cum se îmbracă, dacă îi lași să-și aleagă singuri. Bineînțeles. Și mi-am dat seama că asta este ceva ce trebuie să le acceptăm. Pentru că, de fapt, este copilăria lor și noi le făurim acum cele mai frumoase amintiri. Și trebuie să fie așa cum își doresc ei.